Bună ziua, dragi prieteni din Taur. Haideți să facem etalarea dacă se întoarce un ex în aceste zaruri pentru luna martie, da? Mă gândesc la cei care au relație, da? Se gândesc la cineva, ce simte acea persoană, vă caută, nu vă caută, se întoarce, nu se întoarce. Haideți să vedem la Taur. Vă arăt că sunteți fericiți în această relație. Văd o relație. Dacă este vorba despre un ex, se întoarce acel ex. Sunteți entuziaști, veți avea fericire, bucurie, da? În echilibru sunteți, sau dacă sunteți despărțiți, v-ați obișnuit deja fără acea persoană. Aveți o viață echilibrată, sentimentele vă sunt mai. Sunteți mai liniștiți, mai bine, da? Dar acea persoană parcă nu știe în ce direcție să meargă, da? Este nehotărâtă, nehotărât, da? Dar dumneavoastră sunteți în echilibru și vă va comunica că este, că își pune întrebări, da? Vă va comunica că se întreabă ce să facă. Și că încet, încet va ajunge în culmea iubirii pentru dumneavoastră. Deci, această iubire, această relație va continua. Văd că aveți aceleași vise. Visați unul la celălalt. Sunteți fideli, sunteți. Este o persoană calmă, este o persoană liniștită, dar puțin nehotărâtă. Se întreabă ce să facă, sau poate are o persoană în viața ei sau a lui. Dacă are o persoană, va lua o decizie încet și va fi cu dumneavoastră. Deci visele dumneavoastră se vor împlini cu această persoană. Da. Cam asta a fost pentru Taur. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.